Salutare tuturor și bun venit la un nou Optimist Podcast cu Marius Experimentist. Vă salut pe toți, oameni iubibili de pe YouTube. Ce mai faceți? Cum sunteți? Dați comentarii. Cum a fost ziua de astăzi? Ce ați mai făcut? Cum ați mai petrecut? Bun, suntem în primul episod în care vorbim despre proiectele mele viitoare, ok? Deci primul episod vorbim despre un proiect care se întâmplă, se realizează și o să vedeți un rezultat în câteva zile. Bun, avem așa, un restaurant, pub, bam, bam, bam. Trebuie să facem niște videouri pentru Facebook și pentru Instagram în care să arătăm localul, interior, terasă și cred că și ceva cum să fabrică, cum să produce o pizza sau ceva de genul ăsta. Ideea mea pe care vreau să vă prezint este în felul următor. Interiorul. Pătrundem cu un cadru așa de reveal, pătrundem frumos în local, se ridică, reveal tot localul. După aia, eu vă spun acum un story, cum zice la asta? În fine, story-ul, da? Story îi zice într-un fel specific, dar în momentul ăsta nu-mi vine neam, pentru că dintr-un motiv necunoscut, încă necunoscut mie după 3 ani de zile, eu nu pot să înțeleg cum de ți se blochează creierul așa câteodată când vorbești în fața camerei. Adică, deci dacă aș fi acum împreună cu voi fizic să vă văd, să vă iau reacțiile sau așa, bă, nu m-aș mai opri din vorbă. Bă, dau drumul la play la cameră, zici că mă electrocutează cineva. În fine. Bun, deci storyline, băi, de simplu erau, de storyline. Deci vă spun storyline. Deci reveal, frumos, cadru cu reveal la bar. După care, cumva, facem un cadru și mai larg, să se vadă și mai mult în local. Și acum, știți senzația aia când intri într-un bar și nu știi să te așezi, unde să te așezi? Deci cam asta vreau să exprim și cu video-ul ăsta. Bun, deci intri și cumva nu știi să te apuc aici, să mă pun aici. Eu în timpul ăsta prezint barul cum ar veni, prezint pub-ul, adică măsuța asta. Înțelegeți cum e storyline-ul ăsta? Despre asta o să fie un video scurt, un minut jumate, cumva să nu știi unde să te așezi. Știți cum e? Când se întâmplă des asta, când intri într-un local să nu știi unde să te așezi. Sau mie cel puțin, eu dacă intru într-un local acum, păi de câte ori, de 10 ori dacă intru în localul ăla, eu o să stau eventual fix pe scaunul pe care am stat prima oară când am intrat în local. Nu știu dacă vi se întâmplă și vouă chestia asta, mie mi se întâmplă. Bun. Deci, așa, și cum facem noi? Pac, pac, măsuțe, băncuțe, lumânărele, bam. După aia, un reveal, cadru de reveal. Cum mai vei zice reveal? Să arăți, în fine. La bar. La barul de unde iei băutură. Bam. Și apoi, cumva, un cadru care să inspire așa, că e primitor. Așa, haideți, poftiți, veniți la noi. Bam, ceva de genul ăsta. Adică, un cadru așa prietenesc și simplu. Așa cum ar veni, nu știu, un rând de scaune care stau așa, scaune, mese, băncuțe, care pur și simplu te așteaptă așa și primitor și cozy și frumos. Bun, ăsta e interior. După aia terasa. La terasă, cum ar fi terasa? Tot așa. Cumva pe la un 7 seara așa, știți când e atmosfera perfectă, e partea mea preferată a zilei. 6:30-7. Așa. Când e lumina aia să îngân așa, mamă, e șmecher rău de tot. Parcă și mă gândesc acum la serile aia de vară frumoase. Wow. Așa. Intrăm frumos pe terasă. Terasă mare, frumoasă. Intrăm ca lumea, ne facem intrarea. Ne facem intrarea pe terasă frumos. Și aici
mai mult vreau să pun în valoare chestia asta ce v-am spus. E 6-7 seara, așa, lumea, pac-pac, începe să mișune, să vină, să se adune. Facem niște rotocoale așa pe lângă mese, frumos, să prezentăm cât de mișto te simți așa seara la o terasă, știi? Cumva să-ți inspire chestia asta. Băi, vreau să merg la terasă acum, știi? Când vezi filmul ăla. Adică luminițe, copăcei, luminițe, lumânărele pe masă, pac-pac, așa, pac-pac, parcă să vină berea și cam aia a fost. Și nu știu să... Pardon, să găsim niște elemente mai mișto, nu știu, habar n-am ce am putea, adică o piscină, o ceva ce are pe acolo, o susureală, o balconașe, chestii, videoproiector, chestii, highlights, să zic așa, highlights-urile terasei care te fac să, pe lângă atmosfera de seară și frumos, să, alea, elementele alea care fac să ridice nivelul, știi? Highlights. Videoproiector, dăm niște ture, pac-pac, niște... da, ceva de genul ăsta. Și luminițele, să le punem în valoare. Iar apoi, cu drona, cumva din elementul principal al terasei, să dăm cu drona așa ușor, 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 să se ridice, cumva să facă un reveal sau să se îndepărteze așa de toată treaba asta ce v-am povestit eu. Și să prezinte așa, pe ansamblu, toată treaba și cât de bine arată acolo și cât de mișto e. Cam asta aș avea în cap în momentul ăsta. Acum, interveniți voi. Deci avem o terasă, avem un local, un pub. Și mai avem și pizza. Aici la pizza ce să fie? Intri în bucătărie și filmezi cum se face. Nu prea găsesc. Dacă aveți idei, ar fi ceva, dar e destul de complicat și nu știu dacă o să fie timp pentru așa ceva. Gen să facem niște detalii. Niște detalii de-alea. Cum curge sosul, cum astea așa, fix pe sos. Sau, deci nu chestii... Deci, în cel mai mic detaliu, știți, videourile alea... Sunt acum în trend, niște videouri, cum să mișcă, cum taie, tu te muști cu muțul camera după tăietor sau cum pui, să surprinzi în cel mai mic detaliu procesul de creație. Dar cred că durează foarte mult și nu o să fie chiar atât de complicat. În fine, avem terasă, avem interior, avem fabricarea unui produs. Aștept acum de la voi inputul vostru să-mi spuneți ce idei vă vin când auziți ceea ce ați auzit? Ce idei vă vin? Adică, cum ați vedea voi un proiect, o idee, o viziune despre un local de genul acesta? Cred că atât. Nu știu, nu mai vine altceva în momentul ăsta. Aștept doar comentariile voastre. Este primul nostru proiect împreună și sper să iasă ceva mișto. Produsul o să-l vedeți în 2-3 zile, ceva de genul ăsta, adică nu o să dureze foarte mult, așa că trageți cu comentarii și trageți cu like, frate, trageți cu like, pentru că, nu știu, de când cu pandemia asta se întâmplă ceva ciudat, adică YouTube e mai obsedat de like-uri decât a fost în toată omenirea asta de când s-a făcut YouTube. Deci trebuie like, dacă... Vreți să mă ajutați cumva să iasă proiectul ăsta la iveală, trebuie să dați like. Eu atât am înțeles din toate chestiile astea. Eu nu mai știu ce să mai fac. Adică, imaginați-vă că din câtă lume se uita la acest canal, de când am fost eu absent ceva și de când se întâmplă treburile astea pe aici cu așa, a scăzut extrem, extrem de mult interacțiunea. Adică, videoul meu literalmente nu apare nicăieri. Nicăieri. Pur și simplu nu apare nicăieri, ca și cum nu există. Eu dacă încarc și nimeni nu interacționează, primele interacțiuni contează cel mai mult, dar dacă nu interacționează așa, deci practic nu l-am postat. Iar like-ul ăla dă semnal. Da, frate, ăsta a încărcat. Mă înțelegi? Eu, așa cred eu, nu știu. Așa că sper să mă ajutați și cu treaba asta. Bun, deci avem primul nostru proiect. Vă pup tare, să aveți o seară minunată și ne vedem curând. Marius aici, bye!
you know.